De bine pentru țară. Sper să marcăm un moment de intrare în normalitate pentru să-i trăim. E, cred, ceea ce doresc fiecare dintre cetățeni. N-a fost o campanie prea densă și prea, dacă ne uităm în urmă, la primele campanii de după 90. Dar e firesc, adică am intrat într-un proces de normalizare. Singurul element de culoare a dispărut din eșichierul confruntării electorale, așa că intrăm într-o fază de normalitate. Ce aștept candidații, cum vi s-au părut? Sper să intrăm într-o normalizare generală în viața politică, în viața socială. Sunt premize, sunt niște starturi care trebuie consolidate. Și numai o guvernare coerentă în care toți factorii de putere să conlucreze pot să asigure așa ceva. Asta este esența acestei opțiuni la vot de astăzi. Candidații sunt puternici, domnule președinte? Pădim? Candidații sunt puternici? Depinde care. Sunt de tot felul. Ca totdeauna.